Bună ziua, dragilor! Sunt Sile și bine v-am găsit la ziua 24, partea 3 din seria celor 3 zile care formează o clasă completă de yoga. Astăzi vom face backbends, adică îndoim spatele, ceva abdomene și cool down, adică ne potolim. O să fac doar o scurtă încălzire pentru că la spate este mai sensibilă treaba și în caz că intrați direct în ea să nu vă rupeți spatele sau așa. Repet, este partea a treia, ideal ar fi fost să faceți ziua 22 încălzirea completă. Ziua 23 standing postures și ziua 24 astăzi backbends. Haideți să începem pe spate. Nu mai facem centrări, nu mai facem chestii. Începem direct să încălzim ușurel spatele. Astăzi este despre spate. Astăzi este despre tine, mamă. Spatele întins complet. Împingem cu coatele în saltea, împingem și cu tălpile. Aducem ușor mai aproape de fund, nu să fie lipit, dar nici să fie prea departe. Începem să împingem, inspirăm jos, expirăm, ridicăm ușor bazinul. Lăsăm jos. Inspirăm jos, expirăm, ridicăm bazinul. Încordăm fundul aici, încordăm picioarele, încordăm abdomenul, mai facem încă 3. Expir, ridici. Inspir la jos. Expir, ridici, împingem coate, rămâi pe umeri. Expir la jos, ultima. Expir, ridici. Lași jos. Excelent, haideți să tragem genunchiul drept către piept. Întindem piciorul stâng pentru o clipă, tragem mai mult piciorul la piept, întindem mai mult piciorul stâng și dorsiflexie la talpa stângă, ca și cum am împinge într-un perete. Lăsăm jos, aducem piciorul stâng la piept, tragem spre piept, întindem piciorul drept cu dorsiflexie acolo, nu uităm, adică talpa spre talpa dreaptă, ca și cum am împinge într-un perete. Cer să vorbesc puțin mai tare azi. Punem talpa jos, picioarele sus, într-un tabletop, invers, mâinile sus, din nou. Și haideți să întindem piciorul stâng și să lăsăm mâna dreaptă în spate. Piciorul poate să atingă, poate să nu atingă, revenim. Inspir, ne întindem. Expir, revenim. Inspir, mâna dreaptă în spate, piciorul stâng, întindem, mă încurc. Inspir, mâna stângă în spate, piciorul drept în față, întins. Și mai facem încă o dată pe ambele părți. Inspir, piciorul stâng în față, mâna dreaptă în spate. Ne întindem mult din umăr și din șold. Revenim, ultima dată, piciorul drept în față, mâna stângă în spate. Tălpile jos, respirăm aici de 2-3 ori. Relaxăm un pic, încercăm să facem și niște abdomene. Haideți din nou cu picioarele în tabletop, mâinile sunt pe saltea, întindem piciorul drept și lăsăm un pic jos, revenim, întindem piciorul stâng, încercăm să lăsăm jos un pic, atâta cât să nu arcuim spatele foarte rău, dreptul, hop, la loc, întindem stângul, lăsăm jos, hop, la loc, întindem dreptul, lăsăm jos, aducem la loc, întindem stângul, lăsăm jos, aducem la loc și cu o serie. Și încă o dată stângul. Trage genunchii la piept. Pentru o clipă. Pune tălpile jos și haideți să ajungem în tabletop. Hai să ne rostogolim, împinge cu genunchii în mâini. Te rostogolești de 2 ori. Și după aia, suntem în fund. Suntem în fund și ajungem în tabletop. Două, trei vacă pisică, să încălzim spatele. Inspir vacă, fundul sus, capul sus, expir bărbia în piept, bazinul în față, împinge palme, pisică. Inspir vacă, fundul sus, capul sus, expir bărbia în piept, pisică. Inspir vacă, expir pisică și mai facem două. Inspir vacă, expir bărbia în piept, pisică, încă una. Inspir vacă, expir pisică. Du picioarele în față pentru Sukhasana. Inspiri mâna stângă sus. Expiră duci pe
Genunchiul drept, știm deja, deschidem aici pieptul. Urmează să facem niște bărcuțe și vreau să fim încălziți. Inspir mâna dreaptă sus. Expir, pui pe genunchiul stâng, mâna dreaptă la spate, deschizi pieptul aici, te înalți. Mai facem încă o dată, pe fiecare parte, inspir mâna stângă sus, te ridici. Expir, pui pe genunchiul drept, deschizi pieptul, privire în spate, încerci să te înalți în același timp. Ultima, inspir mâna dreaptă sus. Expir, pui pe genunchiul stâng, mâna stângă în spate, deschidem pieptul aici frumos. Excelent, două, trei bărcuțe. Și după aia backbends. Haideți să începem cu bărcuța asta cea mai ușoară, adică cu tălpile jos. Îndreptăm spatele, ducem mâinile în față. Încercăm să stăm aici, deja nu e așa simplu. Pentru 5, 4, 3, împingem un pic fundul în spate și piept în față, 2, 1 și acum lasă-te ușor pe spate și ridică picioarele. Caută poziția de echilibru pentru o bărcuță de 5, 4, întinde picioarele dacă poți, 3, 2, 1 și știm deja, ne lăsăm pe spate, întindem picioarele, umerii sunt sus, 5, 4, 3, 2, 1, revenim în bărcuță, 5, 4, 3, 2, 1, întindem picioarele, umerii sunt sus, 5, 4, încordează fundul, abdomenul, 3, 2, 1, sus și mai facem o dată. 5, 4, 3, 2, 1, întindem ultima, putem. 5, 4, 3, 2, 1, tragi genunchii la piept. Lasă-te ușor pe spate, n-am terminat cu abdomenul. Trage un pic genunchi, ridică fundul să întindem spatele ăla. Excelent. Acum punem talpa stângă jos. Glezna dreaptă pe genunchiul stâng. Întindem piciorul stâng, palmele sunt jos, umerii sunt sus și aducem sus pentru 1, lăsăm jos. 2, 3, 4, 5, schimbă în aer dacă poți. Lasă jos, umerii sunt sus. 1, 2, 3, 4, 5, tragi genunchii la piept. Ne tragem aici un pic răsuflarea, două, trei respirații, am terminat cu abdomenele. Aș fi vrut să facem mai multe, o să fac o clasă doar cu abdomene din astea. Să vedem atunci. Împingem cu genunchi în palme și ne rostogolim din nou. Nu e prea elegant, dar e eficient. Patru labe. Deschidem un pic șoldurile înainte, venim cu genunchiul drept. În exteriorul palmei stângi, ducem genunchiul stâng un pic mai în spate, împingem cu palma stângă în saltea și deschidem aici pieptul pentru o clipă, ridicăm mâna dreaptă sus pentru 5, 4, 3, 2, 1, îndoie genunchiul stâng, încearcă să-l prinzi cu palma, dacă nu poți cu palma, pune pauză, ia-ți prosopelul și prinde-te cu prosopelul cum am arătat, nu l-am la îndemână, din păcate, nu m-am gândit, aici deschidem pieptul, tragem talpa spre fund și deschidem și aici mai mult. Șoldurile, adică genunchiul drept, deschidem în dreapta, mai stăm încă 5, 4, poate piciorul să iasă pe exterior, nicio problemă, 3, 2, 1, eliberăm. Punem palma dreaptă jos și n-am terminat. Aici facem aceeași chestie, doar că genunchiul, piciorul stâng este jos și împingem aici un pic pentru 5, 4, 3, 2, 1 și schimbăm. Ultimul exercițiu înainte de backbends, așa cum am spus. Talpa stângă lângă palma dreaptă, genunchiul drept un pic mai în spate, împinge cu palma dreaptă în saltea și deschidem pieptul prima dată pentru 5, 4, 3, 2, 1. Îndoaie piciorul drept, du-l un pic mai în spate dacă ai nevoie, prinde-l. Talpa dreaptă de exterior, împinge cu palma dreaptă în saltea, du piciorul stâng puțin mai exterior. Deschide pieptul, deschide șoldurile, 5, 4, 3, 2, 1, pune jos, pune palma jos, eventual duce genunchiul puțin mai în spate și talpa stângă puțin mai în exterior. Poți să vii cu talpa total pe exterior și să împingi genunchiul cu mâna stângă, deschizi și pieptul aici, 5, 4, 3,
este genunchi jos, ne lăsăm ușor pe burtă, într-o chaturanga sau cum doriți. Haideți să începem cu spatele. Întindem picioarele, împingem cu tălpile sau cu dosul tălpii, nu știu cum să-i zic, cu degetele în saltea sau un parchet sau ce avem noi acolo pe jos. Întindem mâinile, degetele sunt în spider. Degetele sunt în spider. Începem deja să împingem cu degetele în saltea, adică în saltea, în parchet, în podea. În același timp tragem umerii în jos, ridicăm capul un pic, ridicăm și genunchii și împingem cu picioarele în saltea. Fundul este încordat, strângeți fundul. Există și un termen mai științific. Nu-l zic acum, că poate mai sunt și copii. Mai stăm aici 5. Este activă, n-ar trebui să vă fie foarte ușor. 4, 3, 2, 1. Eliberează, trage mâinile lângă tine. Pune capul ușor pe saltea pentru două respirații pe o parte. Și pe cealaltă. Urmează să facem din nou. Doar că mai adăugăm ceva. Privirea în față. Degetele înainte, mâinile înainte. Degetele sunt în spider, ridică capul. Ridică picioarele, genunchii, împinge cu tălpile în saltea sau cu degetele în saltea. Mai stăm aici încă 5. Trage de umeri în jos. 4, 3, 2, 1. Degetele rămân acolo, ridică picioarele. 5, 4, 3, 2, 1, lasă picioarele sus și vină cu mâinile în spate. Pentru locus pos, 5, 4, 3, 2, 1, pune capul jos, mâine pe lângă corp. Ne mai adicnim aici un pic, pe parte. Poți să rămâi cu capul aici dacă vrei. Poți să te întorci pe partea cealaltă, pentru că urmează ce e mai plăcut. Privirea în față, îndoim picioarele. Dacă nu puteți aici să vă prindeți cu mâinile de ele, luați un prosopel. Încep cu mâna dreaptă. Te prinzi de talpa dreaptă, de gleznă, în dreptul gleznei. Privirea e sus, trage umerii în spate. Omoplații se ating. Stăm aici 3, 2, 1. Și când ești pregătit, împingi cu picioarele în palme și începi să ridici ușor genunchii, deschizi pieptul, ridici cât de sus poți, fără să te doară, omoplații se ating, 5, 4, 3, 2, 1, lasă jos, ne odihnim aici un pic, vom face de 3 ori, respiră, ține capul cum vrei, cu fruntea sau pe o parte, vrei să ne odihnim un pic, să nu amețim, repetăm, îndoim picioarele, reprindem în dreptul gleznelor. De data asta ne ridicăm direct, împingem cu tălpile în palme, deschidem pieptul, omoplații se ating, genunchii sus, 5, 4, 3, 2, 1, lasă jos. Și mai avem o dată, după aia încercăm podul. Respirăm de două ori aici, ne odihnim și începe. Ultima, ne prindem de picioare, în dreptul gleznelor, împingem în palme, deschidem pieptul, ridicăm genunchii, 5, 4, 3, 2, 1, împingem mult, cel să ridici mai mult, eliberăm, punem capul jos, ne odihnim aici câteva clipe, s-ar putea să vă fi fost și vouă greu, nici mie nu mi-e așa ușor, împingem talpe, împingem palme, ridică din genunchi și haideți să ajungem din nou pe spate. Pe spate, încercăm podul azi. Nu l-am făcut 30 de zile, îl facem azi. Suntem pe spate, aducem picioarele aproape de fund, palmele lângă cap, cu degetele către picioare. Prima dată. Împingem în tălpi, să ridicăm bazinul, ce am făcut mai devreme, apoi încercăm să împingem în palme și rămânem pe cap. S-ar putea mulți dintre voi să rămâneți aici pe cap, cine vrea să încerce, împinge ușor în palme și încearcă să ridice bazinul. Nu stăm aici decât 2 secunde, revenim jos, facem de 3 ori. Dacă vă simțiți confortabil în podul ăsta, puteți să-l
exersați mai mult timp. Eu știu că mi-a fost destul de greu la început și de-aia am insistat pe el. Împingem în palme, împingem în tălpi, ridicăm bazinul, ajungem pe cap prima dată, împingem în palme și încercăm să ne ridicăm. Aici, dacă ați rămas aici, nu încercați, adică puteți să încercați să vă ridicați pe vârfuri, dar mai degrabă v-aș sugera să încercați să întindeți picioarele ca să deschideți pieptul. Ne lăsăm jos și mai facem încă o dată. Deci în pod, știu că ne vine tuturor să ne ridicăm pe vârfuri și simțim așa că ne deschidem mai mult, dar în realitate ideal ar fi să încercați să întindeți picioarele în pod, pentru că totul e din piept și din umeri. Ultima dată, palmele lângă urechi, împingem în tălpi, ridicăm bazinul, ajungem pe cap, împingem în palme și încercăm să ne ridicăm. Aici puteți să aduceți picioarele mai aproape și încă o dată să încercați să întindeți picioarele, împingeți în tălpi, mai puteți să încercați să deschideți pieptul aici. Încă 3, 2, 1, lasă-te jos. Am făcut și podul. Cine s-a aștepta? Stăm aici câteva clipe să ne revenim de pe podul ăsta. E destul de, bine să zic, agresiv, mai ales la început. Dacă ați avut dificultăți, nu-l mai repetați decât atunci când vă simțiți pregătiți. Trebuie să ajungem din nou în fund. Asta e. Plângem cu genunchi în palme, te rostogolim de 2-3 ori și ajungem în fund. Mică pauză aici. Mâinile pe genunchi, Sukhasana. În 2-3 clipe să ne liniștim după podul ăla greu. Respirăm. Respiră pe nas, liniștește-te. Și după ce am făcut backbends, acum trebuie să facem invers. Ca să echilibrăm spatele. Din picioarele, pentru Dandasana, binecunoscuta Dandasana. Mâine pe lângă corp, spatele drept, degetele la picioare către noi. What? Cum a apărut prosopul acolo? Trebuie să fac și așa. Hop. Bun, l-am adus ca să ne folosim de el. Picioarele în copăcel, copăcelul jos. Repet, sunt foarte de multe denumiri în sanscrită aici. O mică pauză, să știți că denumirile alea pompoase din sanscrită sunt, dacă nu sunt nume de căței sau de plante, sunt ceva de genul mâna dreaptă la piciorul stâng sau privirea în față, capul jos. Deci nu e așa mare șmecherie, sunt pompoase și sunt greu de învățat. Depinde de piciorul stâng. Îndreptăm spatele aici prima dată, tragem umerii în spate, împingem pieptul în față, încercăm să ducem fundul înapoi în timp ce lăsăm pieptul în jos. Dacă sunteți aici, e foarte bine. Dacă vreți să încercați să vă aplicați mai mult fără să vă distrugeți spatele, puneți capul spre genunchi, dar în același timp și către degete. Dacă prosopul e inutil pentru voi, cum este și la mine, vă prindeți de talpă și stați aici 5, 4, 3, 2, 1, eliberăm, facem și pe partea cealaltă, talpa stângă pe coapsă, prindem piciorul cu prosopul sau cu palmele, prima dată deschidem pieptul și ne îndreptăm, ducem un pic înainte, împingem fundul în față, în spate, pieptul în față, postura asta din cum stau eu acum este mult mai corectă decât să ne cocoșăm așa. Și dacă plecați de aici, în timp o să vedeți că puteți să vă plecați și mai mult. Puteți să îndoiți și piciorul un pic dacă vă e ușor și dacă simțiți că vă distruge aici la ischiocrurali. Dacă nu, suntem aici, ori cu prosop, ori cu palmele de picior. Ducem pieptul în față și ne lăsăm ușor pe picior. Pentru 5, 4, 3, 2, 1 este Dandasana. Acum facem cu amândouă după ce ne-am încălzit. Încercăm cu ambele picioare. Prindem cu prosopul sau cu cureaua sau cu mâinile. Tragem degetele la picioare către noi. Cu prosopul împingem pieptul în față, fundul în spate. Și încercăm să mergem cu capul către picioare, mai degrabă decât către genunchi. Inspir, te duci în față, expir, te apleci mai mult. Dacă prosopul e inutil, încercați să vă prindeți de picioare și să vă lăsați ușor către, cu capul către picioare. Mai stăm aici 5, 4, 3, 2, 1, excelent, liberăm Sukhasana, ne aplicăm și în Sukhasana, acum ar trebui să ne fie deja mai ușor. Inspirăm mâinile sus,
Expiri pieptul în față, fundul în spate, pune palmele jos, acolo unde poți. Repede fiecare dată, s-ar putea să fiți aici, nu e nicio problemă. Fiecare acolo unde este. Dacă nu, vă faceți loc din palme, cum fac eu așa, stânga-dreapta. Și respirați, o să observați că la fiecare expirație găsiți mai mult spațiu, lăsați capul ușor către saltea. Vom sta aici 5, 4, 3, 2, 1. Haideți să mergem către dreapta cu palmele. O să fim cu bărbia undeva în dreptul genunchiului. Și ne lăsăm și aici 5, 4, 3, 2 și 1. Mergem și către stânga. O să fim din nou cu bărbia pe genunchiul stâng sau în dreptul lui undeva. Stăm aici 5, 4, 3, 2, 1. Excelent. Începem să ne întindem pe spate pentru cool down. Ne lăsăm ușor pe spate, tragem genunchii la piept, scoatem prosopul de sub noi. Ne punem pe aici, prin zonă, pe undeva. Genunchii, mă scuzați, tălpile sunt aproape de fund în clipa asta. Prima dată punem genunchiul drept, glezna dreaptă pe genunchiul stâng. Și știm deja, mâna dreaptă prin interior, tragem genunchiul la piept. Ne lăsăm pe spate, încercăm să avem spatele cât mai întins. Pentru 5. Trageți ușor către piept, vedeți cum vă simțiți. 4, 3, 2, 1, punem jos, schimbăm. Poate că v-ați plictisit de astea, dar sunt aur, mai ales la început. În timp, dacă continuăm distracția asta pe YouTube, o să facem chestii mai complicate și mai drăguțe. Dar mie și asta mi se pare destul de drăguțe, mai stăm aici 5. 4. Dacă ieșim din carantina asta vreodată, poate venim și la clase. Acolo se râde mai mult. 3. 2. Și 1. Pune tălpile jos. Haideți să aducem genunchii către piept, mâinile în cactus. Apropiem genunchii și lăsăm ușor către dreapta, măcar la 45 de grade. Ducem ușor și în stânga la 45 de grade. Punem tălpile jos, deschidem la lățimea saltelei, lăsăm genunchii în dreapta, privirea în stânga. 5, 4, 3, 2, 1 și schimbăm. Lăsăm genunchii către stânga și privirea în dreapta, umerii sunt pe saltea. 5, 4, 3, 2 și 1. Revenim. Haideți să facem Happy Baby. Sunt tare curios cum e Happy Baby ăsta din ziua 24 față de Happy Baby din ziua 1. Dacă l-am făcut, încerca să aveți spatele cât mai întins. Relaxați-vă. Mișcați Happy Baby-ul. Îndoiți picioarele, jucați-vă. De ce nu aduceți degetele la gură? Glumesc. Este interzis să aduci degetele la gură în yoga. Glumesc. Mai stăm aici 3 respirații. După care punem picioarele jos și ne pregătim de partea noastră preferată. Shavasana. Punem tălpile jos. Tindem picioarele. Mâinile spre tavan. Din spatele, ne relaxăm complet, închidem ochii. Respirăm o dată lung. Începem deja să venim cu atenție la respirație. Să nu uităm, relaxăm fruntea, îndepărtăm ochii unul de celălalt. Relaxăm gura, limba, să nu avem dinții încleștați. Începem să observăm cum ne simțim.
facem o respirație controlată, doar observăm ritmul normal. Suntem mereu cu atenție la respirație, mai ales atunci când începem să ne gândim la tot felul. Putem să observăm burta, cum urcă și cum coboară. Sau cum intră aerul pe nas și cum iese. Putem să observăm cum ne simțim. Punctual, la genunchi, la picioare, la spate. Ne observăm. Cine vrea să mai rămână aici, poate să rămână. Cine nu, mișcă ușor degetele și picioare, degetele de la mâini și de la picioare. Doar ca să revină din nou aici. Îndoie picioarele. Se rotește pe parte și pune capul pe mână ca pe o pernă. Cred că dacă am face meditația în poziția asta, m-a dormit. O să încercăm să dormim într-o zi. Ne ridicăm în Sukhasana. Ducem mâinile la piept. Și zicem Namaste. Namaste. Ziua 24, partea 3-a. Din cele 3 părți care formează o clasă completă. Sper că v-a plăcut și că ați încercat să le faceți pe toate 3 una după alta. Simulează cel mai bine o clasă de yoga de o oră. Spre final o să facem o clasă chiar mai lungă în care le punem pe toate cap la cap. Vă mulțumesc că sunteți cu mine până în ziua asta. Ne vedem mâine la ziua 25. Nu uitați, share, subscribe, comentați, spuneți acolo că nu mă auziți sau că mă auziți sau cum a fost un happy baby sau ce mai face Mihăiță, orice. Namaste!